Iulian Pâtea a realizat un fel de experiment social, hai să zicem așa. S-a prefăcut el că își pierde portofelul, după care a așteptat să vadă ce se întâmplă și dacă portofelul va fi reclamat de cineva sau va putea să recupereze chiar el. Iulian, bucură-ne! Nu, sunt în 5.000. Ai răbdare, puțin, 2 secunde, ca să-mi caut toate. Care... ăla de înstrăinare. Da. Deci ăla de înstrăinare. Stai un pic, ai răbdare, mă. Bă, nu înțelegi? Am și hainele la mine. Stai puțin, o secundă. O secundă. Da. Unde? Aha. Unde? Păi da, mă, da, Herăstrău. Herăstrău e departe. Eu sunt în Cismigiu. Băi, eu sunt în Cismigiu, ce nu înțelegi? Am înțeles. Hai, te-am pupat. Pa. Mulțumesc mult. Să rămână. Da. Nu, așteaptă puțin că sunt în Cismigiu. O secundă, să-mi caut în bagaj. 2 secunde. Stai așa puțin. Deci ce acte ai nevoie? Am înțeles. Nu, rest. Ok. Am înțeles. Ok. Am înțeles. Nu mai sunt altele. N-am ce mulțumesc. Bine. Ok. Bine, hai, am plecat, sărut. Bine, bine. Sărut mâna, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, sărut mâna. Nu, sunt în 5 mici. O secundă, stai așa o secundă. O secundă, stai așa un pic. Stai un pic. Stai așa o secundă. Nu, bine. Uitam după tine în col. Mulțumesc mult de tot. Să trăiți, numai bine. Mă uitam în col. Mulțumesc mult. Nu vă sperați, parcul Herăstrău. Ca eu am stat aici pe bancă și trebuie să plec. Păi trebuie să luați de la piață, de la piață, de la... Haideți mai așa, să nu... Așa. Asta, mașina 131 sau 331. Ok, și mă duc pe aici, nu? Nu, aici. Și mă duc pe... Ieșiți sus, acolo, la unde vine mașinile 226. 338 vă duce până la Roman. Aha, am înțeles. Și de acolo ajung la Herăstrău, da? Bine, bine, vă mulțumesc, numai bine. Nu vă supărați, ați găsit un portofel pe aici, că am pierdut.
că am găsit un... că aveam și niște bani, da. Vă mulțumesc mult de tot. Da, și v-am așteptat. Vă mulțumesc mult de tot. Uite, mă, eu când îți spun, toată lumea zice că la noi, ca la noi, la nimenea, că noi suntem în stare să ne furăm singur și căciulea. Uite că oameni care ar fi putut foarte bine să păcălească un concetățean aflat în dificultate s-au purtat impecabil. V-am spus, rămânem în România. Se pare că lucrurile devin din ce în ce mai bune. Mulțumim foarte mult lui Iulian Pâta.